4 din seria Cântă cu ce găsești prin casa ta. În această săptămână vom cânta la cele mai știute instrumente muzicale și anume pahare. Paharele care sunt acordate cu ajutorul apei. Puteți folosi pahare din sticlă, puteți folosi borcane de diferite dimensiuni sau puteți folosi orice recipient din sticlă. Eu am acordat aceste pahare pe care le aveți pe masă și vă voi învăța și pe voi. În primul și în primul rând trebuie să aveți în vedere recipientul gol. Recipientul gol este reperul nostru în ceea ce privește acordarea, pentru că el emite sunetul cel mai acut. Pe măsură ce se adaugă apă, sunetul va coborâ. Sunetul diferă de asemenea și de dimensiunea, diametrul pe care recipientul nostru din sticlă îl are. Sunetul se produce prin lovire, în general cu un obiect metalic, puteți folosi o lingură, o linguriță sau o șurubelniță. Și ia să vedem, o să încep să vă cânt melodia Strălucește mică stea. E o piesă foarte ușoară pe care vă recomand să o încercați. Vă recomand tuturor, cum am spus, să începeți cu ea, pentru că are doar 6 note muzicale și este cel mai bun reper în ceea ce privește acordarea paharelor. De asemenea, puteți cânta orice melodie pe care o știți la școală, de la școală, de la grădință sau o găsiți în manualul de muzică. O vioară mică de aș avea. Sunt instrumente, cum am spus, foarte, foarte ușor de folosit, de mânuit. Puteți cânta la ele atât sunete, cât și intervale sau acorduri. Iar asta vom învăța noi în episoadele următoare. În continuare, vă las câteva filmulețe cu încercările mele, aștept reacțiile voastre și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La revedere!